De fiecare dată când pașii ne poartă în afara lumii tumultoase a orașelor, simțim acel fior pe care ți-l dă satul românesc, cu tot ce are mai durabil și mai frumos: oameni, obiceiuri și tradiții, elemente de cultură și civilizație. În sat putem trăi cel mai bine sentimentul negreitei taine de comuniune cu originile noastre cele mai nobile și ziditoare. Aici, parcă ne simțim acasă de la început. Pentru oamenii acestei lumi, timpul curge la fel, de sute de ani, după rânduiala strămoșilor ce au ctitorit această vatră, unde omul este copleșit de o lăuntrică și tainică bucurie și măreție. Oameni simpli, harnici și hotărâți, țăranii au construit o cultură populară proprie, a cărei frumusețe și bogăție impresionează și astăzi printr-o notă de profundă originalitate și care reflectă dragostea lor pentru frumos. S-au păstrat până astăzi obiceiuri, datini, cântece, dansuri, multe dintre ele inedite, lăsând să se înțeleagă sensibilitatea celor care au trăit și trăiesc pe aceste meleaguri, măestria, priceperea, spiritul poetic, exprimate nu numai prin faptul că au păstrat nealterate aceste valori, că le-au trăit an de an, indiferent de sistemul social, dar și pentru că au contribuit permanent la îmbogățirea acestui folclor cu noi creații. Viața spirituală a locuitorilor satelor românești a fost permanent determinată de viața socio-istorică, influențată de relațiile sociale și economice existente în comunitatea rurală. În anul 1839, prințul sârb Miloș Teodorovici Obrenovici a devenit proprietarul moșiei Andrășești, în care erau incluse și pământurile viitoarei comune Miloșești. După reforma agrară din 1864 și împroprietărirea țăranilor, ia ființă satul Miloșești, căruia i s-a atribuit, se pare, acest nume după numele proprietarului moșiei, Miloș Teodorovici Obrenovici. Se dezvoltă mai apoi așezările Pastrama și Nicolești. În anul 1878, satul Miloșești devine comună, acesta fiind practic anul atestării sale documentare. În timp, istoria și-a pus amprenta asupra acestor așezări. Din locuri în care, acum peste 100 de ani, peste câmpia întinsă a Bărăganului, nu vedeai decât nori de praf ce se așterneau peste turmele de oi, astăzi, comuna Miloșești a devenit o așezare rurală puternică. Respectul pentru istoria și tradiția locului au fost întotdeauna adânc înrădăcinate în conștiința oamenilor de aici. În anul 1985, la inițiativa profesoarei Viorica Croitoru Capbun, se deschide la Miloșești un mic muzeu al satului. Este rezultatul unei îndelungi activități de cercetare în domeniul etnografic. Pășind aici, pătrunzi într-o lume parcă uitată. Te întâmpină o colecție originală de obiecte din gospodăriile țărănești, piese de port popular, inventar agrar, ceramică, fotografii, toate amintind de viața de odinioară a satului.
un loc de cinste în acest muzeu aparține veteranilor comunei. Pentru a le cinsti memoria și faptele de vitejie, în curtea bisericii a fost dedicat un monument al eroilor. La unul dintre acești veterani am poposit și noi. Gheorghe Capbun are 90 de ani și a luptat pe front, fiind decorat cu ordinul Virtutea Militară. Ne-a povestit cu emoție din amintirile sale din război. De altfel, anual, toți veteranii din Miloșești se întâlnesc cinstind astfel memoria tuturor celor care au luptat pentru țară. Meșteșugul țesutului a constituit din timpuri străvechi una din ocupațiile de bază ale femeilor din zona Munteniei. Acestea țeseau pentru a-și împodobi casele cu ștergare sau covoare, pentru lăzile de zestere sau pentru a-și îmbrăca familiile cu cele mai frumoase haine la sărbători. Cu talent, perseverență și foarte multă muncă, țesătoarele au realizat numeroase obiecte cu adevărat deosebite și apreciate. Ca pretutindeni, în viața satelor au existat și la Miloșești șezători și clăci organizate în gospodăriile țărănești. Se torcea lână, se țesea, se făceau diverse munci casnice, se învățau cântece, dansuri populare, colinde, aceste momente fiind totodată pentru fiecare un prilej de a-și evidenția priceperea și măestria. Zamfira Iosif, Neagu Constanța, Nicolae Ionela, Neagu Eraclia, Cilibeanu Elena și Cilibeanu Constantina sunt doar câteva dintre acele minunate creatoare care cu pricepere și migală oferă locuitorilor din Miloșești adevărate opere de artă. Astăzi, unele dintre ele dezvoltă adevărate pepiniere de tineri creatori, educându-i pe aceștia în spiritul creației tradiționale.